Iubirea condusă la moarte. O femeie care a fost găsită măcelărită după ce a călătorit 5.000 de kilometri pentru a se întâlni cu un bărbat pe care l-a cunoscut online a fost ucisă pentru organe. Femeia din Mexic a cunoscut un bărbat peruan prin intermediul unei aplicații și după câteva luni de discuții online s-a decis să călătorească pentru a-l întâlni față în față. Familia spune că Blanca a zburat la Lima pentru a-l întâlni pe iubitul ei de 37 de ani. Ea a vorbit ultima dată cu rudele după o săptămână, pe 7 noiembrie, când i-a spus nepoatei ei că lucrurile decurg conform așteptărilor și că se înțelege bine cu bărbatul cunoscut online. Însă după aceste vești, Blanca nu a mai putut fi contactată prin nicio metodă. Pentru că îngrijorarea familiei creștea, Carla a distribuit pe Twitter un mesaj în care spunea că rudele se temeau pentru viața ei. Disperată să obțină niște răspunsuri, Carla l-a contactat și pe bărbatul în cauză, care i-a spus că mătușa ei se hotărâse să se întoarcă în Mexic. La scurt timp, un pescar a găsit un cap fără chip în port, citează autoritățile locale. Mai târziu s-au găsit un braț și un trunchi din care fusese scoase toate organele. Mâna avea un singur deget pe care a rămas un inel. Autoritățile au putut stabili în cele din urmă că bucățile de cadavru erau ale Blancăi, după ce familia a identificat inelul. Pe 17 noiembrie, bărbatul a fost arestat, fiind suspectul principal pentru uciderea femeii, iar anchetatorii verifică dacă această crimă este legată de recoltarea de organe. Procurorul general din Peru a declarat pentru presa locală: bărbatul a fost arestat sub acuzația de trafic de organe umane. Autoritățile cred că acesta nu a acționat singur, relatează Digi24.ro.